Bine v-am regăsit la Field of Markets. Ca de obicei, de la această oră suntem live la emisiunea dedicată piețelor financiare. Astăzi suntem împreună cu doi investitori cu experiență, spun eu, Mihai Nedelcu și Ișvan Șarcani. Bun venit, domnilor! Salut, salut! E final de an, exact, tocmai bine să facem o retrospectivă, să vedem ce a fost și mai ales la ce ne putem aștepta măcar la începutul anului viitor la bursa, la BVB. Ne dedicăm emisiunea în principal bursei locale și prima întrebare vine cumva logic, așa, cum ați văzut voi, cum ați privit, cum ați trăit acest an, unul, zic eu, deosebit de dificil pentru majoritatea investitorilor. Păi a fost un an într-adevăr dificil. Dacă ne uităm în urmă, pe bursa noastră am avut ani de-i spune că e unul bun, unul rău. Acum, cumva, după 2021, părea că era cazul pentru un an rău, deși cu toții ne dorim de fiecare dată să avem un an bun. Cu toate astea, până astăzi, bet total return se păstrase pe plus. Să vedem ce se întâmplă astăzi până la închidere și în câte zile ne-au mai rămas până la sfârșitul anului. Azi până la închidere nu cred că se întâmplă mare lucru, dar vedem finalul de an. Oricum, într-adevăr așa e, total return-ul foarte bun, chiar și bet-ul, pentru că știm motivele. Ișvan, tu cum ai văzut? Ne așteptam cumva, nu, la un an dificil după nebunia de anul trecut, când, atenție, a fost un an atât de bun încât cred că investitorii cu experiență au avut randament, n-au bătut indicii, din contră, cred că pentru că a fost o creștere nebună, nefirească poate după pandemie, o forță a trendului ascendent greu de intuit, nu? Da, păi a fost un an relativ mixt pentru mine. Pe piața principală, în principiu, nu pot să mă plâng neapărat că erau vorba lui Mihai. Bet total return e destul de bine și am destule companii de acolo cât să stau bine cu ele. Pe partea cealaltă, la companii tinere, mai ales, lucrurile nu stă chiar așa de roz, dar na, n-avem ce face. Anul acesta va fi un an mai greu, un an pierdut cum ar veni la acelea. Păi și uite, dacă tot ați pomenit de paralela asta între piața principală și piața aero, piața companiilor de creștere, mă rog, cum s-a spus, din păcate în ultimul an s-a dovedit mai degrabă contrariu decât de creștere, dar na, asta e. Din punct de vedere, să zic așa, fără să intrăm prea mult în detaliu, cam cum e portofoliul vostru către orientat mai mult către piața principală sau către piața aero? La mine este cam 50-50. 50 piața principală, poate un pic mai mult de 50 și 50 aero. Iar portofoliul meu pe piața principală, ca și simbolurile mai importante, sunt UAN, FP, TLV și SNP, iar de pe piața aero, Simtel, Arobs, Safetech și DN Agrar. Iată că ne-ai și spus, fără să ți-o cerem, ceea ce e foarte bine. Și la tine, Ișvan, cum e? 50-50 sau 60-40? Sau e ca la acțiuni, obligațiuni? Bine, eu fac separare un pic diferit, poate. Respectiv, eu separ între New Aero, adică companii tinere de pe aero, și restul bursei, nu doar principale neapărat. Și așa, aproximativ am 50-50. Cele mai mari de pe bursa veche, cum ar veni, am și eu fondul proprietatea, SNP, parcă și un pic de bănci, dar restul nu mai sunt deținere așa de mari, mai mult companii mai lichide și deținere. Uite, aș mai continua cu o idee, tot în spiritul ăsta al mai multor companii în portofoliu, respectiv principiul ăsta al diversificării, pentru că dacă ai multe companii, ok, s-ar putea să stai bine din punct de vedere al disipării riscului și să nu pierzi, dar pe partea cealaltă câștigul s-ar putea să sufere, pentru că încă o dată nu poți să captezi întotdeauna creșterile care
ale companiilor care, dacă le-ai fi avut ca și proporție mai mare în portofoliu, te-ar fi ajutat mai mult. Acum, din punctul vostru de vedere, cam câte companii, numeric vorbind așa, ar trebui să aibă cineva în portofoliu ca să poți să le și urmărești? Nu neapărat, mă rog, să le ai ca și număr, să le ții acolo, ok, la un moment dat, cine știe, poate că o să profiți de pe urma lor. Eu pe vremuri ziceam că undeva la 7-9 companii ar trebui să ai într-un portofoliu, să ai timp să afli cât mai multe despre ele și, cum spui tu, în vremurile bune să nu-ți pară rău că ok, am o companie, dar are 2% în portofoliul meu și s-a duplat și n-am înțeles nimic din asta. Cu toate astea, în ultimul timp m-am diversificat mult mai mult și acum am vreo 20 de companii în portofoliu, dar astea 8 pe care vi le-am spus sunt undeva la 80% din portofoliu. Pe celelalte le țin, unele sunt foste dețineri mai mari din care am tot scăzut, altele sunt companii despre care am o părere foarte bună, dar pentru că sunt relativ ilichide, prefer să nu iau o expunere mare din portofoliul meu pe ele. Și atunci, uite, așa am ajuns cu un portofoliu mult mai diversificat decât aș fi spus acum un an sau doi că este bine. E adevărat că acum și vremurile sunt de așa natură, adică după părerea mea, n-ar trebui neapărat să avem un număr de acțiuni în portofoliu orice s-ar întâmpla. Adică în vremuri de astea mai tulburi, cum am trăit anul ăsta, mi se pare ok să ai un pic mai multă diversificare, mai ales dacă nu ții cash deoparte și cumva vrei să fii mai protejat. În 2021, când eram într-o piață bull, într-adevăr, aveam mai puține simboluri în portofoliu. Pe de altă parte, scuză-mă, Tiberiu, e și dificil să comparăm, pentru că, în primul rând, strategiile de investiții sunt diferite și contează foarte mult, pe de o parte, mărimea contului, pe de altă parte, apetitul la risc, care e cel mai important, zic eu, și evident și durata investiției, pentru că o rețetă, așa să dăm o rețetă, e greu. Ai mare dreptate când spui de diversificare, pe de altă parte, pe un trend puternic crescător, poate e bine să ai mai puține, dar să le ai pe alea care trebuie, că dacă nu le ai pe alea care trebuie, iarăși ne întoarcem și totuși mai bine să ai cât mai multe, măcar prin și din alea care, iată, cum spuneai tu, ai una, 2% din portofoliu, dar măcar se dublează, mai câștigi ceva. Aș vrea să facem discuția asta acum cu investițiile. Voi practic cum, pe ce termeni investiți, la ce cifre vă uitați, la ce indicatori? Bănuiesc că totuși nu e totul standard și indiferent de sector, indiferent de companie, indiferent de vremuri, că e bear market, că e bull market, eu mă uit la un indicator și dacă ăla e atât, atunci cumpăr de toți banii. Bănuiesc că vă adaptați și voi strategia în funcție de vremuri și hai să vedem, să dați puțin detalii, așa, pentru că sunt foarte mulți investitori începători care se uită la noi și anul ăsta au fost complet bulversați. Ișvan, tu cum faci, de exemplu? Eu am fost foarte multă vreme buy and hold simplu, adică doar colecționam acțiuni cum ar veni. Pe de altă parte, când mai acumulai? Lunar, o dată pe an, o dată pe trimestru, cum sau am când aveai bani? Lunar. Deci am început, cum fac toți începătorii, cu dollar cost averaging lunar pe câteva simboluri din BET care mi s-au părut mie că ar fi o alegere bună pentru, să zicem, un portofoliu de dividende și am mers pe ele multă vreme. Și după aceea, anul trecut, mă rog, am început să mă orientez spre value și anul trecut cumva am descoperit și eu mirajul growth și companiilor care cresc, ceea ce cumva m-a dat înapoi. Respectiv am ajuns la concluzia că tot value e pe termen lung ceea ce mi se potrivește mie. Toată lumea trebuie să-și găsească cum ar veni companiile și tipurile de companii cu care rezonează cel mai bine. Că dacă nu poți să dormi liniștit cu ce ai investit, atunci din start o să
o să pierzi, pentru că o să vin. De altă parte, dacă totuși poți să dormi investit cu minusuri mari, știind că acele companii ajung la value poate peste câțiva ani, nu, bănuiesc că e ok și asta, nu, pentru cei care au încredere. Da, am și eu companii de acest tip în portofoliu unde mai mult încrederea mă ține în el decât fundamentele, dar încerc să mă limitez. Adică în ultima vreme mai mult m-am uitat pe cele care chiar sunt value, deci unde ai indicatori suficient de mici încât marja de siguranță e bună și orice s-ar întâmpla și dacă mai scade economia sau dacă compania o să aibă un an mai prost, în principiu nu o să fie motiv să mă sperii că o să aibă probleme compania respectivă. De aceea am și mai multe companii, respectiv dacă Mihai are spre 20, eu întotdeauna am un pic peste 30 din diverse motive, dar și la mine top 10 e pe la vreo 70-80% din portofoliu. Restul sunt dețineri mai micuțe unde nu pot să intru nici cu sume mari, nici să ies cu sume mari, dar îmi plac companiile și atunci unele chiar performează bine, adică gen faci un 2-3x pe sume nu foarte mari, dar e ceva satisfăcător. Și îmi place să le urmăresc, adică asta e și pentru mine și o plăcere să urmăresc cât mai multe și să știu cât mai multe despre ele. Mm-hmm. Da, Mihai, și la tine, dacă poți să ne spui părerea. Da. Mie îmi place să spun că eu investesc pentru restul vieții mele, adică o fac în primul rând din pasiune și e ocupația mea principală, așa că orizontul meu este restul vieții. Asta evident nu înseamnă că acum cumpăr companii cu gândul că o să le țin 30-40 de ani. De fiecare dată. Deci, uite, că unii au făcut așa și uite, sunt multimiliardari. Așa este, așa este. Dar nu este stilul meu. Adică eu reevaluez de fiecare dată, la fiecare raportare analizez informațiile, citesc rapoartele și de fiecare dată încerc să mă uit cu un ochi critic și să văd dacă s-a schimbat ceva în ceea ce gândisem inițial când am investit. Iar așa îți dai seama, deci ne uităm la o grămadă de indicatori și nu numai. Deci enterprise value pe EBITDA, net debt pe EBITDA, ca să văd gradul de îndatorare, PER, că ok, poate nu-mi place mie așa de mult cum îmi place EV pe EBITDA, dar dacă restul pieței se uită mai ales la indicatorul ăsta, nu ai cum să-l ignori. Și în plus, evident, ne uităm la managementul companiei, la sectorul în care e, la contextul pentru sectorul respectiv, la ce realizări au avut până atunci. Hai să facem o ierarhizare, că tu acum ai spus multe. Deci, da. Odată multipli, pormă ai spus management, pormă sectorul de activitate și așa mai departe, ponderea care o e în sectorul ăla, da. Care sunt primele trei? Pentru că toți ne uităm și pe partea aia și mai încolo și cine conduce și sectorul. Sunt niște companii care au venit, nu știu, pe Aero, spre exemplu, care la momentul listării, din ce s-a publicat, din ce s-a scris, din ce a apărut în presă, păreau a fi cumva lideri sau aproape lideri în sectoarele respective. După care eu unul personal am mai văzut că mai există și alte companii chiar mai mari decât astea care nu erau listate. Adică lucrurile cumva se mai schimbă și sunt într-o dinamică continuă, pentru că na, așa se întâmplă și așa e normal să fie. Dar care ar fi, să zic așa, primele trei criterii la care te-ai uita și ar fi cele mai importante? Eliminatorii. Pentru mine cele mai importante trei criterii ar fi, odată, multipli, evaluarea, doi, performanța de până atunci a companiei și trei, reputația managementului și a celorlalți acționari. Că dacă n-ai încredere, degeaba indicatorii arată bine, dacă omul nu-ți știi că a făcut lucruri mai puțin onorabile în trecut. Deci astea treia spune: performanța financiară, evaluarea și încrederea pe care o am în cine conduce corabia.
Eu mai am intrăm în mici detalii, că avem timp și după aia îl rog și pe Ișvan să ne spună și el. Ok, ne uităm la multipli, la indicatori. Aceeași trebuie să fie în funcție de companii sau de sectorul în care activează, aceeași trebuie să fie în funcție dacă sunt, să spunem, pe piața principală sau pe piața aero, aceeași trebuie să fie și pe trend de creștere și pe trend de scădere, adică cu sentiment pozitiv sau negativ în piață, sunt detalii care fac de multe ori diferența. Tu upgradezi, downloadezi, să spunem, cifrele astea sau te ține de ele indiferent ce se întâmplă, indiferent de sector, indiferent de concurență, dacă compania e la început, e matură? Nu, evident, nu poți să pui totul pe același calapod. Deci, la unele companii te uiți cu niște ochi, la altele te uiți cu alți ochi. Până la urmă, știi și multipli ăștia, care e rolul lor? Rolul lor este să-ți dea o cale simplă și relativ ușoară de a estima ce cash va genera compania aia în viitor. Iar apoi, în funcție de nivelul de încredere pe care îl ai în fluxurile viitoare de cash, teoretic discountezi, aduci în prezent, actualizezi cu o rată de discount. Multipli încearcă să facă chestia asta mult mai simplu și mai rapid. De asta e important să folosim multipli care trebuie la valorile care trebuie. Că nu poți să ai aceeași încredere într-o companie solidă cu istoric mare pe piață și pe bursă și într-o companie nou venită despre care nu știi nimic, care e destul de plăpândă, cifră de afaceri mică, active puține. Ișvan, la tine cum e? Hai să intrăm puțin în detalii așa. Și eu, în principiu, mă uit oarecum la aceleași lucruri, respectiv primul lucru sunt indicatorii, calitatea companiei și a veniturilor, respectiv cât de predictibilă e compania în sine și cât de mult pot să-mi dau seama dacă o să continue pe aceeași traiectorie în viitor decât a fost în trecut. Și contează într-un fel și oamenii, dar să zicem așa că pot să trec peste asta dacă evaluarea este suficient de mică încât să ai o marjă de siguranță orice s-ar întâmpla. Respectiv, dacă e atât de ieftină încât poți să ai încredere că managementul nu poate să sifoneze mai mult decât valorează compania, atunci e bine și atunci. Da. Și la multipli ăștia, care ar fi marjele voastre? Că mulți se uită și poate ușor facem trecerea către piața aero, că aici e un subiect extrem de fierbinte, să spunem, mai ales pentru investitorii de retail și a fost un an extrem, extrem de dificil. Multipli ăștia, cum trebuie priviți? Uite, spuneați de PER. La ce PER-uri v-ar atrage, să spunem așa, orientativ, nu neapărat să dăm exemple, sau pe sectoare, de ce nu, pentru piața principală și pentru companii la început, pe piața aero, pentru că unii spun, văd și acum în tot felul de discuții și voi știți foarte bine, tu, Mihai, faci niște analize extrem de aprofundate și le pui pe un grup de investitori, practic pe același grup pe care și Ișvan e și administrator acum și văd că se ocupă intens. Unii se uită și au o impresie greșită, poate niște companii de creștere n-ar trebui așteptate la niște peruri cu o singură cifră sau alte companii, nu știu, dintr-un sector financiar, poate nu trebuie evaluate la fel ca cele din sector de utilități, nu știu. Sunt diferențe. Cam care ar fi limitele astea așa, care, sau ce cifre v-ar atrage automată atenția? Nu cred că ai o regulă așa simplă. Adică nu poți nici. Evident că nu. Eu încerc să scot de la voi cât mai mult, așa și de asta. Să... Depinde foarte mult de companie, de istoricul companiei. Adică gândește-te că dacă ai o companie care știi că a crescut, să zicem, 15% pe an constant în ultimii 15 ani, altfel o privești decât o companie care are venituri fluctuante și într-un an are
poate venituri X și într-un an are jumătate și anul următor poate peste X, dar da. Și atunci trebuie să relativizezi toate lucrurile astea, să vezi cum se compară dacă ai alte companii din același domeniu, să vezi dacă într-adevăr e meritul companiei sau doar al contextului de unde vin creșterile. Sunt foarte multe detalii mici de analizat. Nu ai o regulă simplă. Ce e important e să încerci să iei oarecum mai ieftin decât cât ar fi, să zicem, randamentul mediu așteptat pentru sectorul respectiv. Sau, de exemplu, dacă te aștepți că IT-ul o să crească cu 10% pe an, vrei să iei o companie care să-ți aducă un randament măcar de 15% pe an, să zicem. Deci e doar un exemplu luat din aia, nu regulă pentru IT. Exact, nu, asta, uite, chiar și asta voiam. Exemple simple luate așa la prima mână. Și hai să intrăm în detalii, pentru că s-a întâmplat, e un an cumplit pentru cei care sunt investiți în companiile de pe piața aero, în special cele noi listate. Știm că au fost 20 de listări anul trecut pe piața asta, 11 anul ăsta, și de la exuberanța aia, de la nebunie, de la maximele alea istorice, era o supracumpărare acolo, era ziua și listarea și prețul din plasament deja se lista de vreo 5 ori mai mare și mai creștea după aia în primele zile iarăși de vreo 5 ori și uite, s-a ajuns acum ca să fie chiar cotații tentante pentru anumite companii, s-a ajuns la un, am spus eu, un fel de capitulare, deși capitulare înseamnă după zilele alea de panică și nebunie, cum a fost cu războiul, dar eu cred că totuși pe piața aia e așa ca o picătură chinezească, mai cedează unul în fiecare zi, pentru că efectiv nu mai cumpără nimeni. Evident, nici nu-ți vine să cumperi când vezi că se dă în bid, adică e logic să încerci să cumperi cât mai ieftin, până la urmă e de înțeles, dar totuși unii care mai vând și azi și mâine și ieri, deși la minus 80 poate au avut timp să vândă, e clar că au cam capitulat cumva. Sunt multe cauze, noi le-am analizat, ne-am spus și părerile noastre, vreau părerile voastre, să facem acum o discuție interesantă, să vedem ce putem extrage și ce învățăminte tragem din anul ăsta, pentru că eu spun că sunt companii acolo foarte interesante și foarte atractive la cotațiile de acum. Nu știu care e părerea voastră. Da, eu cred că piața aero, în primul rând, nu trebuie privită în ansamblu ei. Deci generalizările de foarte multe ori ne simplifică gândurile și viața, dar s-ar putea să ne încurce, pentru că pe aceeași piață aero sunt companii despre care eu am o părere foarte bună, care și-au respectat sau chiar și-au întrecut promisiunile făcute acționarilor, investitorilor, și și-au bătut bugetele, și companii care, din păcate, au venit foarte mult sub ceea ce au promis. Deci, dacă ne uităm așa, indicele beta aero este vreo minus 20 și ceva la sută anul. 23% anul ăsta. Dar de câteva luni cam stă pe aici, pe la minus 23%. Și dacă ne uităm în componența lui, din cele mai importante 10 companii, deja vreo 5 de acolo au anunțat că au planuri concrete să treacă în piața principală în 2023 și 2024. Deci, când spui piața aero în general, multă lume este dezamăgită. Dar eu cred că mulți sunt dezamăgiți de scăderea cotațiilor, când de fapt unele dintre companii au avut performanțe bune, adică chiar au crescut cum se așteptau investitorii. Aici aș continua puțin discuția, ceea ce tu ai subliniat și ai zis, așa să zic, printre picături. Au fost companii sau consider că au venit companii pe aero care nu trebuiau să vină și nu erau pregătite la momentul respectiv, adică anul trecut, spre exemplu, ar mai fi putut să mai aștepte ceva timp? Mai,
E evident că toți ne dorim să vină numai companii de succes și numai companii care să confirme după listare. Din păcate, asta nu se poate. Și așa este nu numai pe bursă, în general, în economie. Adică dintre câte companii ai în economia asta, doar o parte cresc, doar o parte unei părți îi merge bine. Adică e cumva greu să ne așteptăm ca bursa să fie altfel față de cum e economia în general. Deci pentru mine orice companie nouă venită pe bursă este foarte bine că a venit. Acum că a venit și n-a respectat ceea ce a promis, păi compania aia va fi pedepsită până la urmă de investitori, pentru că își pierd încrederea în ea și compania aia probabil o să rămână într-un colț al bursei nebăgată în seamă, va fi foarte greu să atragă alți bani pe viitor. Deci cumva și-au făcut lor un deserviciu, cei care au venit cu companiile pe bursă și nu au confirmat. Cei nu vorbesc de cei care au venit și au avut rezultate un pic mai slabe față de ceea ce promiseseră, pentru că totuși contextul economic este unul pe care mulți dintre noi nu l-am anticipat. Dar sunt companii care într-adevăr au venit și a fost dezastru ce am văzut în rezultatele lor. Da, exact de aceeași părere sunt și eu și sunt pro listă cât mai multe pentru că e nevoie și sita va cerne. Ișvan, pe de altă parte, cum bine spunea Mihai, sunt și companii care n-au livrat, dar nu că asta a fost dorința lor, ci pur și simplu că e un context, sunt niște crize suprapuse, e mai dificil, au intrat într-o altă ligă până se adaptează, dar sunt cu bune intenții și eu cred că aceste companii se vor replia și vor livra poate pe viitor. Altele, spune Mihai, au avut de la început poate alte gânduri. E vreo șansă ca din companiile astea blamate, da, unele din ele și arătate cu degetul, e vreo șansă la astea ca acționarii majoritari să fie învățați ce înseamnă bursa și să se răzgândească poate cumva față de să schimbe planurile și să încerce să spele imaginea? Evident că va dura mult până vor reuși să-și o spele, pe lângă rezultate bune pe care ar trebui să le livreze. Ce zici? E vreo șansă să se recupereze și din companiile astea sau e o patalamoa pusă și gata, nu mai e nicio șansă? Depinde de companie, cred, dar șanse întotdeauna ar fi dacă se concentrează pe ce e cel mai important pentru investitor, respectiv să creeze valoare. Deci atâta timp cât ei se concentrează să producă randamente satisfăcătoare, ROI al investiției, al capitalului investit în companiile lor suficient de bună, în timp o să se replieze. Adică, de exemplu, am și eu o companie în care am avut mare încredere, de aceea n-am vândut, deși am fost în plasament și am făcut de 5 ori banii și n-am vândut. Pentru că am avut încredere că în timp poate să facă și mai, mult mai mult compania respectivă. A fost un pic naiv din partea mea în acel moment. Pe de altă parte, mai ales că de atunci contextul nu i-a ajutat deloc, dar per total încă au șanse bune să-și facă ce au promis pe termen lung. Și mai sunt și alții care, de exemplu, au promis anumite lucruri, dar nu le-a ieșit cum trebuie și totuși încearcă. Să vedem. Dar sunt și alții care pare mi se că au oarecum capitulat, adică nu mai cred că pot să mai facă ce au promis. Și acolo întrebarea păi, dacă e să vorbim de, păi dacă e să vorbim de, mă rog, fără să dăm nume de companie, da, că nu ăsta este scopul și nici rolul. Deși noi aici dăm mereu nume, nu că ar fi interzis, dar da, e bine. Dar noi ați văzut că noi ne mai uităm și de pământ că exact. Noi ne uităm și pe evoluția grafică, Cătălin face și niște analize grafice, tehnice și
sunt unele grafice ale anumitor companii despre care noi spunem, să zic așa între ghilimele, că arată faliment. Adică la începutul anului sau acum un an erau sus în stânga și acum sunt jos în dreapta, dar panta de scădere este atât de abruptă încât stai să-ți pui întrebarea dacă cumva s-a întâmplat o nenorocire cu compania de încât nu își mai revine. Și dacă e să ne uităm și pe cifre, din punct de vedere financiar, poate că lucrurile nu stau chiar atât de rău. Cifra de afaceri sau în general veniturile pentru multe dintre ele au fost în creștere față de anul trecut. Ok, poate că e o creștere care derivă puțin și din inflație, că na, s-au modificat și au crescut multe prețuri. Au scăzut puțin la profitabilitate, dar nu a fost chiar atât de dezastru, adică profitabilitatea aia nu s-a transformat într-o pierdere uriașă și de nerecuperat. Și paradoxul e că aceste companii sunt tratate cumva la oaltă, în aceeași găleată și toate, peste toate sau peste aproape toate s-a pus cumva, mă rog, ca să nu zic cruce, un X așa. Și sunt considerate, mă rog, perdantele aero. Perdantele, da, dar totuși companiile bune de pe aero, eu sunt convins că o să aibă ocazia ca în anii viitori să arate că ele fac performanță și eu zic că avem acolo companii foarte bune. După cum spuneam, nici antreprenorii nu stau degeaba. Adică și ei au văzut că să fii pe aero din start, de unde în 2021 era ceva extraordinar, acum e văzut ca și cum au făcut ceva rău. Și de-aia și spun că deja unii dintre ei, mai ales companiile mai bune de pe aero, deja au anunțat planuri că vor să treacă pe piața principală ca să acceseze alți investitori, că până la urmă asta se mai întâmplă pe piața aero față de piața principală. Pe piața principală avem investitori instituționali care totuși au orizont mai lung de a investi, pe când pe piața aero este doar retail. Și deși suntem mulți care spunem ok, investim pentru 10, 15, 30, 50 de ani, să fim serioși, mulți dintre noi atunci când vedem că rezultatele nu sunt ceea ce ne doream, nu mai avem răbdare cu companiile respective. Pe când pe piața principală există fonduri de pensii, există alți investitori instituționali care stau cu companiile și prin vremuri mai tulburi, chiar dacă adică au încredere pe termen mai lung și nu sunt atât de... Exact ceea ce ai spus tu acum, mă rog, ne-a mai fost confirmat de-a lungul timpului și de către alți invitați care au fost aici alături de noi. Și trecerea pe piața principală e cumva examenul de maturitate pe care bacalaureatul, să zic așa, majoratul pe care companiile astea mici de pe aer ar trebui să-l dea. Și scopul lor final ar trebui la un moment dat să fie peste un an, 2, 3, 5, să intre în liga principală, pentru că, după cum spuneai și tu, acolo sunt banii fondurilor care sunt cumva, au un stickiness, așa, se lipesc și stau cu compania o perioadă mai lungă de timp față de investitorii de retail care sunt foarte volatili și la fiecare scădere a pieței, mă rog, mare majoritate sau mulți dintre ei ies, din păcate, pe scăderi destul de mari. Trece timpul repede, dar nu pot să nu vă întreb și mergând așa spre perspectivele anului viitor, hai să vorbim de ce s-a întâmplat astăzi și iată ce se întâmplă pe bursă. Sunt niște companii care scad puternic și trag în jos indicii și evident știți foarte bine cu acea suprataxare a impozitelor, a profiturilor și ne referim aici, hai să dăm două exemple, că spunea Tiberiu de grafice, n-am vrut să pun astăzi grafice, dar o să pun două grafice, OMV Petrom și Romgaz, dar vă las pe voi să comentați puțin ce s-a întâmplat și care sunt perspectivele până la urmă, că asta ne interesează pentru cele două companii și cum le evaluați voi în momentul ăsta și uitându-ne spre primul trimestru măcar al anului viitor. Ești transpitul? Zic de amândouă? Bine. În principiu, impozitul, într-un fel, era așteptat de piață, de toți. Cred că cumva
calculat că o să existe. Nu știam cât o să fie cuantumul respectiv. Din câte știu, Comisia Europeană a recomandat un 30%, la noi a ieșit acum cu 60% proiectul de ordonanță. Nu știu dacă o să rămână așa sau nu o să rămână așa. Per total, asta s-a și văzut în evoluția celor două acțiuni de la vară încoace, respectiv după dividende, dacă Romgazul era pe la vreo 49 de lei, spre toamnă deja a început să se așeze pe la vreo 40, 38, 40, 40 ceva de lei. Nu prea s-a mișcat de acolo. Petromul la fel. După ce la vară a ajuns destul de bine, a cam stagnat pe la, în zona de 0,45 și n-a mai ieșit de acolo, deși fundamentele ar fi zis că ar fi loc de o creștere substanțială. Adică mă așteptam măcar la un 20-30% cel puțin pe termen scurt. Dar uite că a venit statul și impactul o să fie. Dacă rămâne cum rămâne, după toate calculele, la Romgaz o să fie câteva sute de milioane de lei. Deci profitul probabil o să fie între 2,1-2,5 miliarde, să zicem, pe undeva pe acolo, plus minus câteva sute de milioane. Iar la Petrom, de la 10-11 miliarde cât se aștepta toată lumea, o să o ducă jos pe la vreo 6-7, în funcție de cum o să fie trimestrul 4. Deci oricum impactul e destul de semnificativ, dar fundamental încă nu stă chiar foarte rău niciuna din ele. Adică dacă ne uităm la capitalizarea actuală, mai ales după corecția de azi, n-aș zice că sunt scumpe Romgazul pe la PER 6-7 și Petromul pe la PER 4-5. Adică nu mai e Petromul la 2-3, e la 4-5. Bine, dar 2-3 ăla era absolut derizoriu, adică... Da, am și zis că e obscen de ieftin. Deja din primăvară, exact, din aprilie, am zis că Petromul pentru mine ar trebui să fie câștigătoarea și a fost câștigătoarea cursei economice, doar că uite că mai apar surprize în eterna fascinantă România, unde statul mai schimbă regulile jocului uneori și asta e și unul dintre motivele pentru care cumva piața noastră e mult mai ieftină decât piețele externe. Exact, pentru că per medie, multipli de per din rapoartele lunare ale BVB-ului, media la noi pe piața principală e undeva, cred că 8, 7, 8, 14 undeva, sub 10 oricum, e clar, clar e sub 10. Da, e foarte rar chiar și pe piața principală să vezi companii cu PER peste 10. E exact. E o lebă de neagră, gen Teraplast, MedLife, care au crescut fantastic în ultimii ani. Dar în rest majoritatea, chiar și companii antreprenoriale, dar solide, tot în zona aceea se mișcă de ani de zile, de la 5 până în 8 sau dacă sunt companii mai mici. Asta e și o problemă și pentru companiile de pe aero, că degeaba o să treacă pe piața principală, nu e o garanție că o să aibă o creștere a valorii companiei așa de mare doar din trecerea pe principală, că și acolo sunt și acum companii cu pe 5 până în 8, așa cum și pe aero e plin de ele. Vezi bine ce s-a întâmplat când a trecut pe piața principală, de sunt investitorii disperați. Aici e o altă discuție cu SOP-ul, cred că nu mai avem timp azi. Apropo de ce surprize fac guvernanții, fix acum 4 ani a fost ordonanța 114, tot în decembrie, tot de 25, tot între Crăciun și anul nou, ceva de genul ăsta. Și tot așa, pe nepusă masă, păi, și din așa e, și... așa e. Apropo de Petrom, de OMV și de Romgaz, analiza tehnică blamată de unii, iată că își face treaba și pur și simplu faptul că acest preț n-a mai reușit să treacă, s-a menținut, cum spunea Ișvan, în zona asta, a făcut ca la un moment dat, iată, cu nebunia de astăzi să se ducă în jos și pur și simplu a trecut sub media de 200 și pe graficul de ele aici. E o zonă de suport, pentru că uitați-vă, de la minimul din pandemie, o linie de trend respectată ad literam, să spun așa,
Doar cu războiul s-a dus un pic sub ea și a format aici o altă linie mai importantă după mine, dar linia asta, ce să vezi, este în zona, o zonă de suport aici cu FIBO, cu nivelul ăsta 0,42 și chiar aici s-a dus. Deci e posibil să fie un suport azi, mâine pe aici și să mai revină cotația. Dacă nu, următoarea zonă de suport ar fi cea de la 0,4-0,39 pe acolo. Să sperăm că nu ajunge acolo pentru cei care, să spunem, nu, care sunt long sau care intră și care încearcă să profite de cotațiile astea. Foarte pe scurt și Romgazul, pentru că avem întrebări în chat și vreau să le luăm. La Romgaz tot așa, tot tehnic, uitați-vă puțin, e o trend descendent și practic după creșterea asta extraordinară, n-a mai reușit prețul să crească, s-a lovit de rezistență aici și practic scăderea de astăzi confirmă și ca la OMV Petrom că ce nu poate să crească scade, ca să glumim puțin, și s-a oprit aici tot într-o zonă importantă, e o linie de trend și o zonă de suport pe care ușor, ușor tinde să treacă sub ea, deci la Romgaz stă un pic mai rău în sensul că sub 3,785 e posibil să ajungă la 3,6, de ce nu? Unde ar fi un suport, dar aici e o zonă foarte importantă unde e acum și ar fi bine să se mențină aici, pentru că din punct de vedere tehnic n-ar fi deloc un semnal bun, ar fi un semnal bearish puternic dacă scade sub zona asta. Dincolo de cele discutate, pentru că nu mai e foarte mult timp, ce s-a întâmplat știm. Știm rezultatele, știm că primele trei trimestre au fost foarte bune pentru ambele companii. Cred că și al patrulea o să fie la fel de bun, pentru că mare lucru nu s-a întâmplat cu evoluția cotației petrolului. Mă rog, s-a mai corectat puțin, dar per total cred că lucrurile o să arate la fel de bine la finalul anului. Să nu uităm că cele două sunt în consorțiu, nu? Un Neptun Deep. Deci fiecare are câte 50% acum. Importante, zic eu că sunt mai degrabă perspectivele la ambele. Voi cum le vedeți? Că toată lumea așteaptă, sau toată lumea cred că s-ar lega de o idee, de cum ar putea să fie viitorul pentru ambele companii, pentru că cine cumpără OMV acum și Romgaz, le cumpără pe o perspectivă bună în viitor. Voi cum vedeți? Cum le vedeți rezultatele? Nu anul viitor, peste 3, 4, 5 ani poate. Păi, pentru mine asta este de fapt surpriza neplăcută și e motivul pentru care eu nu încerc să nu mai investesc în companii de stat. Deci oricare ar fi perspectivele pe care le vedem noi sau managementul, în momentul în care statul vine și îți ia arbitrar o parte din profit, este greu să vezi prea departe în viitor. Mai ales că am avut deja multe modificări ale legislației în ultimele 18 luni în domeniul energiei și ok, unii dintre noi speram că deja au fost impuse destule impozite și contribuții în așa fel încât această contribuție să nu mai vină sau dacă vine să fie la nivelul recomandat de Uniunea Europeană. Dar uite că nu a fost așa. Perspectivele, deci fundamentele companiilor, eu zic că sunt bune. Adică Petrom cred că a fost surpriza anului pentru toți, pentru că ei, pe lângă faptul că au făcut bani din petrolul extras din România și din gazele extrase din România, au reușit să și tranzacționeze foarte bine pe piețele externe și au reușit să vină cu un profit foarte mare în trimestrul al treilea. Perspectivele cu Neptun Deep până acum sunau foarte bine, adică părea că în sfârșit suntem în linie dreaptă ca în 2027 să vedem primul gaz extras de acolo. Acum, după decizia asta venită așa peste noapte, trebuie să vedem ce se va întâmpla. Dacă Petrom va continua să fie interesată să investească în Neptun Deep, pentru că na, știți că în ultimii ani au tot fost discuții și tergiversări tocmai pe faptul că legislația nu a fost favorabilă și pentru că au fost modificări față de cum a fost inițial acordul de concesiune. Deci rămâne să vedem. Așa, companiile, dacă legislația ar fi predictibilă și
nu s-ar schimba, e clar că petrolul și gazele s-au dovedit deodată ca un viitor interesant, cel puțin pe următorii 10, 20, 30 de ani. Ișvan, ca să schimbăm puțin, să zic așa, reperul și subiectul, includem aici și nuclear electrică, pentru că avem o întrebare din partea celor care ne urmăresc. Pentru RomGaz și OMV, cred că tot pe aici, pe undeva ar fi și, să zic așa, răspunsul tot. Da. Aș mai adăuga la RomGaz și la Petrom, că dacă privești din perspectiva unui antreprenor, să zicem, ceea ce statul nu face niciodată, că vrei să faci o investiție care să-ți mărească profitul cu 50%, să zicem. Tu ai mai face investiția aceea dacă știi că vine statul și îți ia 60% din aia 50% doar pentru că ai făcut mai mult profit. Deci cam aici văd problema cea mai mare. Așa, legat de nuclear electrică. Intră tot cumva în sfera asta, dar mă rog, puțin diferit, dar tot cam pe aici se învârte. Tot energetice, da. În principiu, acolo văd că nu s-au atins decât plafonarea energiei electrice, ceea ce face ca nuclearul electrică să aibă profitul oarecum stabil. Adică e o companie la care poți să calculezi exact cât o să aibă profitul în viitor, în următorii 2 ani, că după aceea o să se oprească reactorul 1 și se schimbă toate calculele peste tot. Probabil că nu s-a intervenit și în contextul iminentei listări ale hidroelectrica, ca să nu faulteze foarte tare, având și statul 5% din fondul proprietatea, mai ales că recent au cotizat la cel 5%, că înainte era doar cumva scriptic. Mă aștept ca pe energia electrică să nu avem modificări foarte mari, cel puțin până la mijlocul anului viitor. După aceea... Credeți că se va abroga asta sau se va modifica forma actuală în care sau o să rămână așa? Eu sper că o să fie negocieri și o să se mai ajusteze în jos. Acum că la 30 sau la 40 sau la 60, la 50 sau poate rămâne 60, nu știu. Dar eu sper că o să mai fie un pic de negocieri pe marginea asta. Exact, da, mai ales și eu sper că e doar un punct de început al negocierilor, exact. Mai ales că impozitul trebuie plătit în iunie, dacă am înțeles bine. Deci încă și este loc activ pe anul acesta, pe tot anul, ceea ce iarăși e un pic ciudat să dai la final de an modificare de cod fiscal care se aplică pe tot anul trecut. Care e specific românesc lucrul ăsta. Cum vedeți evoluția inflației și a titlurilor de stat în semestru 1 anul viitor? Greu de spus. Eu nu mă pricep și n-are rost să mă lansez în părere. Mergem pe mâna BNR atunci, care vede vârf de inflație. O să se scadă, o să dispară un pic din efectul de bază la inflație din anul trecut și din anul acesta de la început, când au crescut prețurile la foarte multe materii prime, și atunci probabil că o să ne stabilizăm la o inflație mai modestă de 5-6 probabil sau 10, sub 10% oricum. Aia e întrebarea, sub 10 sau double digit până la urmă? Cam eu aici cred că nu o să mai fie double digit. Dacă nu se întâmplă ceva catastrofal, ar trebui să rămânem în zona aceasta. Acum, exact, nu știu. Hai să mai iau o întrebare din partea celor care ne urmăresc și cred că o să închidem pentru că deja s-a făcut destul de târziu. Dacă cumva în ultimii 2 ani de zile sau aproape 2 ani de zile ați făcut investiții de care nu sunteți mulțumiți în emitenți de pe piața aero. Momentul adevărului. Cred că toți am făcut. Exact. Adică, na, știi cum e? Când companiile sunt la început, ai de ales, investești sau nu investești. De multe ori nu ai foarte multe informații, mai ales despre companiile mici, de unele abia atunci afli că există, informațiile sunt relativ puține, din păcate memorandumurile apar cu o zi sau în seara dinaintea începerii perioadei de subscriere în plasamente. Exact, și chiar și până la listare, acolo unde nu am intrat în plasament,
poți afla destul de puține lucruri. Așa că la unele companii ai de luat decizia. Încerci, investești sau stai deoparte. Evident că am făcut și greșeli, adică ar fi toată lumea cred că face și greșeli. Cu siguranță și chiar cei cu mare experiență. Poate că fac greșeli mai mici sau poate că minimizează cumva riscul. Știu, au un money management mai performant, dar vorba aia, dacă nu investești, nu câștigi. Deci e clar că dacă nu investești, oricum nu vei avea randamente bune. Ca să încheiem cu ultimul mesaj, ultimul vostru cuvânt, iau totuși o întrebare la care eu și Tiberiu cred că am răspuns de multe ori. Da, ce sfat aveți pentru tineri investitori dacă merită piața din România long term? Și cu asta încheiem. Răspundeți fiecare. Eu investesc exclusiv pe piața din România, deci din punctul meu de vedere eu zic că merită. Până la urmă, economia României se dezvoltă într-un ritm alert, orice s-ar întâmpla și orice ar veni din exterior. Până la urmă am trecut prin nenumărate obstacole și riscuri și uite că am mers mai departe. Iar vis-a-vis de tineri investitori, să înceapă cât mai repede, pentru că cu cât ești mai tânăr, cu atât ai orizont mai mare de investiții în față. Iar încă o chestie importantă, când ești tânăr n-ai așa de mulți bani, așa că primele greșeli le faci cu bani puțini și ai timp să înveți fără să ai pierderi mari în absolut. Da, practic, orice greșeală e important să nu-ți radă portofoliul și da, eu am mare încredere în România și în economia românească și eu am 90% pe România, stock picking doar pe România fac. Și practic ce mai am pe extern e mai mult să mă protejez cumva de riscul geografic. Adică nu neapărat că n-am încredere în țara noastră, ci de, în vecinii noștri mai ales. Dar per total eu sunt optimist ce o să urmeze. Adică o să avem, o să tot avem momente din acestea în care suntem supărați și nu merg lucrurile cum ne-așteptam. Am avut în 2018 ordonanță, am fost supărat și în 2021 am fost foarte bucuroși, mulți dintre noi, așa că doar trebuie să mai așteptăm încă vreun an, 2-3 de aici încolo. Da, lucrurile se vor așeza în timp și per total, pe termen lung, bet-ul până acum, cel puțin bet total return-ul, a adus randamente mult mai bune decât bursele externe, chiar dacă calculezi în dolar, de exemplu. Da. În acesta de vedere. Eu cred că nu greșește nimeni dacă, de exemplu, începe să investească, să replice BET-ul sau chiar și ETF-ul acela pe care îl avem singurul. Dacă nu are încredere în capabilitățile proprii de a analiza acțiuni, respectiv dacă nu vrea să-și bată capul să replice BET-ul manual, atunci e una dintre variantele la îndemână, să zic așa, pentru oricine. Și chiar pentru oricine pot să recomand de la, să zicem, un om care are doar 8 clase și nu se pricepe la nimic financiar, până la cel care, chiar dacă are facultate în finanțe, dar nu, pur și simplu nu vrea să-și bată capul. Da, apropo de cei cu facultate și de profesorii de economie, îmi plac mie mult cum dau tot felul de sfaturi, dar n-au avut o acțiune în viața lor și una e teoria și cu totul alta e practica și dacă avea acțiune acum sunt curios ce ar mai zice, dar asta e altă discuție. Și cei, apropo, care sunt investiți preponderent în piața aero, să spunem beta aero, deși aici e clar că sunt companii diferite și trebuie luate, tratate diferit, va veni și vremea pieței aero și când va fi vremea ei, să vedeți că randamentele așa cum sunt cu minus sau cum vor fi de câteva ori cu plus. Mulțumesc mult pentru prezență și vă mai așteptăm la Field of Markets, Mihai Nedelcu și Ișvan Sarcani, investitori cu experiență. Sper că v-a plăcut emisiunea și le mulțumim încă o dată. Mulțumim, sărbători fericite în continuare. Mulțumim, sărbători fericite și la mulți ani. Sărbători fericite, mulțumim și noi. Noi vă dăm întâlnire mâine, ultima ediție pe anul ăsta. O să tragem linie și o să vă urăm și mâine la mulți ani. Până atunci, seară plăcută și profitabilă. La revedere! La revedere!